Sâmbătă seara, un accident rutier grav s-a produs pe raza localității Cioroboreni din comuna Jiana. 4 persoane au ajuns la spital, iar pagubele materiale sunt însemnate. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjul Mare, care au intervenit cu o auto specială cu apă și spumă, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În urma accidentului, în care au fost implicate 2 autoturisme, 4 persoane, 3 femei și un bărbat, au ajuns la spital, suferind politraumatisme. Sâmbătă seara, 2 echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjul Mare au intervenit cu o auto specială de stingere, cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe raza localității Cioroboreni din comuna Jiana. În urma accidentului, în care au fost implicate 2 autoturisme, 4 persoane au suferit politraumatisme, acestea primind îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ. Ulterior, victimele, conștiente și cooperante, au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Se pare că un autoturism marca BMW, care circula pe un drum fără secundar, nu a acordat prioritate unui alt vehicul care se deplasa regulamentar. Impactul a fost destul de puternic, iar pagubele materiale sunt însemnate. Pompierii mehedințeni au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele 2 mașini implicate în accident.